Eu sunt purtătorul de cuvânt la nivel național al Coaliției pentru Familie, mă numesc Ana Corina Săcrieru, sunt avocat în Baroul București și Baroul Vrancea, iar această inițiativă nu este a Coaliției pentru Familie, este a Comitetului Național de Inițiativă Cetățenească prin președinte Mihai Gheorghiu. La nivelul fiecărui județ din România există un comitet județean. Comitetul Județean de Coordonare din Vrancea are 40 de membri, a reușit strângerea 75.000 de semnături. Niciodată în istoria Vrancei n-a mai existat o inițiativă cetățenească de o asemenea anvergură, ea nefiind, repet, inițiativa unor ONG-uri, ci fiind o inițiativă 100% cetățenească. Faptul că a intrat acum în linie dreaptă pe referendum, urmare aprobării în Senat cu un vot copleșitor, după ce anul trecut a fost aprobat tot cu un vot copleșitor în Camera Deputaților, iar astăzi a fost avizat de către Curtea Constituțională a României, înseamnă că noi mai avem câteva zile până în data referendumului. De ce spun câteva zile? Pentru că suntem sub efectul legii 3/2000, legea de organizare a referendumului. Referendumul fiind organizat de autoritățile locale, nu de noi cetățenii care am semnat pentru această inițiativă cetățenească. Sperăm să se înțeleagă acest lucru la nivelul tuturor județelor din țară, așa cum s-a și înțeles de altfel până acum. Clasa politică trebuie să dea dovadă, așa cum a și dat de altfel prin votul aproape în același sens, copleșitor în același sens, indiferent de culoarea politică din Parlament, trebuie să dăm dovadă de această maturitate și să fim uniți în continuare, în așa fel încât organizarea acestui referendum să fie cu adevărat impecabilă. Despre ce este vorba în acest demers? 14 state înaintea noastră au făcut ceea ce facem noi acum. Deci nu doar că nu suntem primul stat din Europa, suntem al 15-lea. Despre ce este vorba? În Constituția României, căsătoria este definită ca fiind uniunea dintre soți, fără gen, fără număr. E important numărul soților pentru că anul trecut a fost legalizată căsătoria între 4 bărbați într-o țară. Deci, ceea ce România vrea prin acest demers avizat de Curtea Constituțională, semnat de milioane de români și aprobat de Parlamentul României într-un vot copleșitor în același sens, este înlocuirea unui cuvânt, și anume cuvântul de soți, cu două cuvinte, femeie și bărbat. Această înlocuire este foarte necesară. De ce? Pentru că acolo unde ea a existat doar în codul civil, cum a fost cazul Franței și cum este și cazul nostru, există în codul civil al României căsătoria între un bărbat și o femeie. În Franța exact aceeași situație era și fiind lege organică a fost modificată imediat. Da? În ciuda faptului că 2 milioane de francezi au ieșit în stradă și au spus nu, noi nu vrem ca această instituție mai veche decât statul, că asta este căsătoria dintre un bărbat și o femeie, o instituție mai veche decât statul, decât organizarea statală. Noi nu vrem ca ea să suporte modificări, noi nu vrem ca ea să fie altfel decât așa cum a fost dintotdeauna. Și am vrea ca, la fel, copiii noștri să învețe că ea este uniunea dintre un bărbat și o femeie. În ciuda acestei opoziții populare de milioane de francezi, în 2 ore definiția a fost schimbată din căsătoria între un bărbat și o femeie în căsătoria pentru toți. 14 state din Europa și-au protejat viitorul și copiii definind în constituțiile lor, adică ce făcând? Asigurând un rang de protecție juridică superior, cel mai important, rangul constituțional, și-au protejat această definiție a căsătoriei în constituțiile lor. Consecințele asupra copiilor sunt imense. De ce? Aveți în față materiale din care rezultă care sunt consecințele la noi în țară, decurgând din faptul că această definiție a căsătoriei nu este reglementată în Constituție ca fiind între un bărbat și o femeie. Aveți un extras dintr-o carte pentru copii și aici și aici. Aveți citate din legi în vigoare prin care se dispune introducerea în manualele școlare a unor noțiuni de ideologie de gen, mai concret, combaterea stereotipiilor de gen trebuie introduse în manualele școlare.
așa spune HG 365 pe 2018 în aplicare a două legi, 174 și 178 din 2018. Ce înseamnă acest limbaj, combaterea stereotipiilor de gen? Înseamnă că tot ce credem noi că am învățat despre rolul unei femei sau al unui bărbat, și anume că femeia naște, femeia alăptează, femeia crește copii, femeia îi educă, un bărbat oferă securitate și sentiment de ocrotire, toate acestea sunt stereotipii și ele trebuie combătute. De aceea vă poftiți, doamna avocat. Doamna avocat Mioara Flencă e purtătorul de cuvânt la nivel județean. Vă dau un exemplu de combaterea stereotipiilor de gen dintr-un manual de clasa a treia de la o școală generală din Focșani. Nu vă spun ce școală, ca să nu pară că asta e problema școala în discuție, da? Dar important este că a pătruns în manual. Vă citez. Manualul se cheamă Să dezlegăm tainele textelor literare și vă citez din acel manual, da? Cum te cheamă? Laura. De ce nu te cheamă Matei? Pentru că sunt fetiță. Și ce dacă ești fetiță? Te poate chema Matei. Ce vrei să te faci tu când vei fi mare? Fotomodel. A, înseamnă că nu vrei să faci copii. Ba da, vreau să fiu mamă. Păi dacă ești mamă, vei sta la cratiță și vei face cumpărături. Vedeți stereotipul de gen. Și imediat combaterea. Mai bine fă-te tată. Păi cum să mă fac tată dacă sunt fetiță? Și ce dacă ești fetiță? Te poți face tată. Ce, ție nu-ți place fotbalul? V-am citat dintr-un manual de clasa a treia de la o școală generală din Focșani. Vă citesc dintr-un manual de clasa a cincea de educație civică, unde se menționează că în familiile compuse dintr-un bărbat și o femeie există violență. La clasa 7 în educația civică, capitolul despre familie, se vorbește despre faptul că foarte puțini dintre români mai manifestă preferință pentru familia tradițională. Chestiune contrazisă flagrant de ultimul sondaj curs, care spune că 87% dintre români nu concep căsătoria altfel decât între un bărbat și o femeie. Tot în manualul de clasa 7 găsim că, dimpotrivă, preferințele românilor sunt pentru cupluri de același sex, parteneriate, uniuni consensuale, orice, mai puțin ceea ce noi știm, stereotipic, căsătorie între un bărbat și o femeie. Iată așadar că suntem puși în fața unor realități noi, pe care noi ca popor, și ne-a venit rândul, al 15-lea popor, să dăm răspuns. Suntem de acord cu aceste realități noi sau la fel ca celelalte 14 state înaintea noastră și vă enumăr: Polonia, Croația, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Bulgaria, Letonia, Lituania. Ne vom apăra și noi copiii? Ne vom apăra și noi mentalitatea noastră milenară despre viață sau nu o vom apăra? La asta se reduce această întrebare, care, al cărei răspuns se măsoară în cifre foarte exacte, din păcate. 6 milioane de români trebuie să vină la referendum ca să aibă efect acest referendum. În Vrancea, vă dau un simplu exemplu, au semnat 75.000 de români, de vrânceni, pentru această inițiativă, trebuie să vină la vot 96.000 de vrânceni, 24.000 din Focșani, minim 5.500 din Adjud, 2.700 din Panciu, da? Deci vorbim de o cifră care trebuie atinsă sub sancțiunea neluării în seamă a acestei inițiative cetățenești. Practic, dacă acest referendum nu va trece, tot ce v-am citat din manualele școlare, tot ce v-am citat din aceste dispoziții legale, aveți pe verso un citat din ceea ce s-a întâmplat în Vrancea în 24 februarie, da? Pentru că părinții, și anume o organizație mare de părinți, de 26.000 de părinți, cea mai mare organizație de părinți de la noi din țară, să știți că este în Vrancea, condusă de domnul dr. Laurențiu Taban. Și pentru că această organizație de părinți a îndrăznit să întrebe dacă există acordul părinților pentru ceea ce au învățat copiii aici, este chemată la CNCD astăzi. Pe
pentru că ierarhul locului, doar pentru că ierarhul locului unde s-a întâmplat acest eveniment, fără nici cel mai mic amestec vis-a-vis de această chestiune, doar pentru că este ierarhul acestui loc, este chemat la CNCD. Eu, pentru că sunt purtătorul de cuvânt la nivel național al acestui demers care apără definiția căsătoriei, sunt chemată la CNCD. Deci, ceea ce vreau să concluzionez și să dau cuvântul colegilor mei din Comitetul Județean de Inițiativă Cetățenească, ceea ce vreau să concluzionez este următorul lucru. Ori dăm dovadă de maturitate, așa cum clasa politică a dat dovadă prin acest vot copleșitor în același sens, clasa politică a dat dovadă de maturitate și ne-a pus în brațe nouă poporul român, populația acestei țări ne-a pus în brațe acest demers și a zis, poftiți, aveți dreptul la acest referendum, veniți și votați potrivit conștiinței voastre. Dacă noi nu dăm dovadă și nu venim în numărul suficient de mare la vot pentru a fi validat acest referendum, toate aceste aspecte despre care v-am vorbit până acum se vor transforma, probabil, nu vreau să folosesc cuvinte tari, dar nu găsesc altul mai potrivit, în coșmarul viitorului nostru. Vă rog, domnul decan și dumnealui se grăbește și dacă vrea să ne spună câteva cuvinte. Da, mulțumesc. Stimați domn și doamne, eu am venit în mod special pentru că am și eu un conflict cu ceea ce spunea colega mea și eu mi-am spus un punct de vedere la timpul când îi trebuia și evident, sigur, ei m-au dat în judecată pe mine, și pe colega și avem dosar. Dar, de fapt, despre ce este vorba aici? Eu când mi-am spus un punct de vedere, l-am spus doar pentru faptul că sunt conștient că legea și Constituția trebuie modificată și, într-adevăr, să folosească cele două cuvinte care sunt obligatorii bărbat-femeie, ca să fie înțeleasă de toți. Eu nu cred că există vreo persoană în România care știe limba română să nu știe ce înseamnă familia. Numai că, iată, după aproape 30 de ani, au pătruns în România și anumite persoane care caută să influențeze obiceiul românesc, care este adevărat, familia adevărată. În ce mă privește, eu consider că cel mai important lucru pentru noi, acum ne-am întâlnit aici, ceea ce avem de făcut noi este doar să căutăm orice fel de mijloc cât se poate de repede, ca să putem să discutăm cu cât mai multe persoane care să ducă, să transmită de la unul la altul prezența la vot, care este cea mai importantă. Dacă ne vom prezenta 7 milioane de persoane din România la vot, acest referendum va fi legal și atunci locurile vor fi terminate și așa cum de a fi simțim noi și cum simte și Biserica Ortodoxă Română. Însă, cred că aici este foarte puțin ce văd eu. Mă miră că de la Consiliul Județean nu văd pe nimeni din cei care conduc și care are foarte mare, ar trebui să aibă foarte mare influență, că este vorba de Consiliul Județean, de municipiu, de orașe, de comune, care evident ar trebui să preia cu foarte multă seriozitate referendumul din 7 octombrie și atunci categoric nu vom avea vreo surpriză neplăcută. Eu rog pe toți domnii și doamnelor care sunt aici să transmită din partea mea, ca decan al barou de avocați Vrancea, rugămintea ca Consiliul Județean, municipiile Focșani, Adjut, toate primăriile din comune, să fie implicate ca acest referendum să poată să aibă loc cu o prezență semnificativă. În ce mă privește, eu am să fac și un alt efort. Nu trebuia să spun, dar o să spun acum. Eu, fiind în conducerea Uniunii Naționale Barouri de România, răspund de 3 barouri și de alte 3 barouri din țară. Barou Iași, Barou Bacău și Barou Suceava. Vă promit, stimată colegă, că eu voi discuta această problemă categoric și mai am totuși un noroc că pe data 4-5-6 octombrie sunt la Satul Mare unde ne vom întâlni tot reprezentanții avocaților pe România și o să ridic această problemă ca să putem să convinge și pe ceilalți colegi din toată țara să facă un efort
de așa natură încât acest referendum să îndemnească condiții pentru cei 7 milioane de locuitori. Eu vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul că la ora 14:30 trebuie să fiu la parchet. Mai stau puțin, că nu pentru 5 minute. Doar atât vă rog. Cei care cunoașteți și aveți relații directe la Consiliul Județean, să le transmiteți exact punctul meu de vedere. De altfel, eu am să îi fac cunoscut domnului președinte al Consiliului Județean și al primăriei, că nu e normal ca la această ședință să nu vină un reprezentant. Rămân surprins. Mulțumesc. Noi suntem convinși că totuși autoritățile locale vor da dovadă de tot ce este necesar pentru acest lucru, ca să se facă cum trebuie. Părinților protopopi, dacă vreți să ne spuneți un cuvânt și apoi să trecem la restul lumii. Ce să spun, din punctul nostru de vedere, toată susținerea pentru acest demers, el este în perfectă concordanță cu învățătura bisericii, nu încape îndoială că toți preoții se vor strădui să determine prezența cât ori mai mulți dintre enoria și parohiilor lor la votul din 7 octombrie. Deci, e adevărat, e vorba de o inițiativă cetățenească, cum e și firesc, lucrul ăsta vizează un aspect care ține de așezarea, eu știu, legislației unei țări. Nu, e un lucru care nu e de, zic așa, de competența bisericii. În schimb, o inițiativă care vizează păstrarea în aceleași limite ale unor tradiții specifice poporului nostru în perfectă concordanță cu învățătura creștină, e absolut firesc să fie susținută cu toată inima și cu tot ceea ce stă în putere fiecăruia dintre cei care sunt slujitori la altar. Da. Îmi cer scuze, vă mulțumesc. Aș avea o idee, dacă puteți să o luați. Cred că dumneavoastră biserica din județul Vrancea aveați o foarte mare influență, pentru că cei care trebuie să se prezinte la vot sunt de obicei care nu se prezintă oamenii care sunt puțin mai simple. Înțeleg mai greu ce înseamnă importanța să se prezinte la vot. Ei nu știu, nu înțeleg, nu se uită, nu cunosc, nu citesc. Deci ceea ce este foarte important, cu ajutorul bisericii din județul Vrancea, cred că puteți dumneavoastră prin enoreașe care aveți din fiecare biserică, fiecare localitate, să-i puteți convinge să vină la vot. Asta este ce trebuie să facem noi acum. Vă mulțumesc foarte mult. Da, dacă dintre domnii consilieri care sunt prezenți sau vor să adauge ceva. Bună ziua, mă numesc Victor Ciumac, sunt consilier județean și sunt un susținător al Coaliției pentru Familie. Dar cum știm, familia este celula de bază a societății, întemeiată pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie. Din păcate, societatea noastră este amenințată de promotorii ideologiei de gen, care reprezintă de fapt un pericol la adresa securității naționale. În momentul în care pui în pericol generațiile prezente de români și generațiile viitoare de români, pui în pericol existența statului național român. Și acest lucru, în calitate de liberal, nu-l pot accepta și nu-l voi accepta niciodată. În 2014, pe 2 februarie, am participat în cadrul la Manif Purtuz, susținând implicarea colegilor francezi pentru apărarea drepturilor copiilor și a familiei tradiționale. Sperăm și am convingerea fermă că acest referendum va fi organizat corect, n-am nici cel mai mic dubiu. Dau cuvântul purtătorului de cuvânt la nivelul județului Vrancea, doamna avocat Mioara Flenghe. Eu sper să am aceeași relație extraordinară cu toate autoritățile locale din județ, așa cum am avut-o pe parcursul a vreo 14 ani când am colaborat. Am colaborat și am organizat o groază de alegeri, și alegeri locale, și alegeri generale, și chiar referendumuri. Mă voi implica mult în această problemă. Să vă asigur
Consiliul Județean Vrancea, prin serviciul pe care îl conduc, va fi aproape ca întotdeauna la lege de toți cetățenii județului și mă bucur că pentru mine domnul viceprimar, primarii orașelor și municipiului ajut, care doar avem o relație deosebită, toți lucrătorii serviciilor de evidență a persoanelor vor fi la serviciu și vor asigura eliberarea actului de identitate cetățenilor care nu dețin din diferite motive actul de identitate, pentru că aceștia vor exercita dreptul la vot în condiții perfecte, în timp util și cu amabilitate. Da, mulțumim. Și rar găsim o temă mai importantă decât cea despre care discutăm noi astăzi. Dezbătut ar fi mult spus, pentru că mi se pare că dintre cei care n-ar susține această inițiativă nu regăsim astăzi, poate îi vom întâlni altă dată, deși nu este absolut necesar. De aceea orice om responsabil gândesc că trebuie să poziționeze cumva și să nu-i fie indiferent acest demers. Dar pentru că se pare că toți cei de aici de față ne dorim în mod egal și sincer ca acest demers să aibă succes, nu trebuie să fim cuprinși neapărat de un entuziasm, de un spirit de luptă exagerat în momentul de față, pentru că riscăm să cădem într-o greșeală. Părerea mea că referendumul are suficient suport popular, se știa dinainte din studii sociologice, plus numărul de semnături care s-au strâns relativ ușor, 3 milioane de semnături, nu este puțin, arată că demersul va avea succes în principiu. De aceea nu trebuie să ne repezim ca la o campanie militară. Românii știu destul de bine, au formulat o părere în acest demers, nu cred că sunt mulți cei care trebuiesc învățați. De aceea campania noastră trebuie să fie una destul de corectă și nu neapărat foarte energică și efectul va fi cel așteptat. Dacă aici a fost supărat mai devreme că s-au atins și teme politice, n-ar fi trebuit să fie atât de mare supărare. Pe de altă parte, recunosc că alunecarea discuției în chestii politice în anumite momente nu produce neapărat rezultatele potrivite. Dar adevărurile totuși trebuie rostite, fără patimă și fără a jigni neapărat pe cineva. Colegul meu a spus în alte cuvinte, se referă la o chestiune care ar trebui să fie știută de fiecare dintre noi, n-ar strica nimănui. Un lucru puțin cunoscut, în 2013, un europarlamentar din Partidul Socialist European a avut o inițiativă numită Inițiativa Estrela. Dacă veți citi acolo tot acel document și rapoartele din comisiile de specialitate, este ceva îngrozitor ce ne plănuiau unii, nu neapărat pentru România, dar și pentru noi în final, ci pentru toată Europa. Mă rog, sunt multe de spus acolo, a fost o odisee întreagă cu acel raport, dar dacă veți avea curiozitatea să-l citiți, veți vedea cu adevărat ce este în mintea unor oameni care generic îi numim progresiști. Și ceea ce vom citi acolo sigur nu ne va plăcea. Din păcate, da, acesta este adevărul, o bună parte din europarlamentarii români la acea vreme au votat acel raport, probabil că nici nu l-au cunoscut foarte bine. Dacă l-ar fi citit, eu cred că n-ar fi votat sau măcar sau s-ar fi abținut. Poate că între timp au înțeles cum stau lucrurile și se vor revanșa față de poporul român în acest moment. De asemenea, s-a discutat mai devreme că ar trebui ca autoritățile primare și așa mai departe să se implice în acest referendum. Fără îndoială că trebuie să se implice, pentru că sunt actori în organizare. Dar o implicație de altă natură, care ar putea ajunge la limita legii, pentru că eu am participat în campanii pentru referendum în calitate de om politic și era tentația foarte mare de să ajunge la granița între legalitate și nelegalitate. Dacă se va face această greșeală chiar de oameni de bună credință, se vor da argumente nesperate adversarilor acestei inițiative și credeți-mă că le vor folosi din plin. Cei care nu împărtășesc convingerile noastre sunt totuși, chiar dacă nu sunt mulți, sunt oameni în general bine pregătiți, care cunosc legea, știu să folosească argumente juridice, e adevărat că nu sunt mulți. De aceea mi se pare că tot ce ar trebui să facă susținătorii familiei de aici încolo este să împărtășească convingerile lor, dar la modul cel mai puțin violent, pentru a fi cât mai convingători.
Nu trebuie să mergem pompieristi, credeți-mă, că am și eu experiența multor campanii de imagine și electorale în față. Vă mulțumesc. Aș vrea să adaug un lucru. Este foarte adevărat că circulă câteva dezinformări grave cu privire la acest demers. Una din ele este cea deja antamată că acest demers ar fi unul partinic. Da? Și acest demers arăta deja, este unul al poporului român, o inițiativă cetățenească pornită de către Comitetul de Inițiativă Cetățenească prin președinte Mihai Gheorghiu, componența părintele Necula, Constantin, domnul doctor Pavel Chirilă, da? Deci componența câteva persoane fizice care realizează Comitetul Național de Inițiativă Cetățenească. El are susținători, 3 milioane de semnatari, Coaliția pentru Familie, care este o entitate din ONG-uri centrate în jurul apărării familiei, Platforma Civică Apolitică, împreună compusă din peste 500 de ONG-uri din spațiu românesc, da? 67 de ONG-uri din Suceava, 35 din Mehedinți, 27 din Vrancea și tot așa, peste 500 de ONG-uri. Platforma Civică Apolitică împreună, care n-are nicio legătură, absolut nicio legătură, cu mai nou înființatul partid politic al unui actor de pe scena, care în timpul guvernării căruia, de altfel, de vorba despre domnul Dacian Cioloș, s-a și ratificat Convenția de la Istanbul, potrivit cu care genul nu este datul biologic al omului, ci este un construct social și care este fundamentul ideologiei de gen din manualele școlare pe care încercăm acum să le protejăm prin această definiție în Constituție. Da? Deci, e adevărat că acest demers a avut susținători și are susținători. Cultele creștine toate, aproape fără excepție, Coaliția pentru Familie, am spus, Platforma Civică împreună. Însă nu este demersul unui partid politic și nici nu va fi confiscat de niciun partid politic. Dar există și alte dezinformări și anume că acest demers este împotriva a ceva. Vă rog, pentru numele lui Dumnezeu și numele adevărului juridic, acest demers nu este împotriva a nimic și a nimănui. Acest demers este pentru apărarea unei definiții mai vechi decât timpul și statul. Unirea dintre un bărbat și o femeie, da? Căsătoria. Acest demers nu este împotriva unei minorități sexuale. Chiar dacă au învățat copiii noștri că identitatea de gen și orientarea sexuală sunt două lucruri diferite, acest demers nu este împotriva celui care are o altă orientare sexuală decât majoritatea pe care o cunoaștem, da? Heterosexual. Deci acest demers nu este împotriva unei minorități. Acest demers este pentru apărarea unei definiții juridice în sensul asigurării unei protecții de rang superior a ei. De ce e necesar să o apărăm? Ca să nu mai învețe copiii noștri la școală că el poate fi fată sau ea poate fi băiat. Pentru cei care n-ați fost de la început, am citat dintr-un manual de clasa a treia unde Laura era îndemnată să se numească Matei și să se facă tată când o să fie mare. Deci pentru a nu se întâmpla acest lucru cu generația copiilor și nepoților noștri, noi facem acest demers pentru apărarea a ceva. E poate cel mai pozitiv demers din istoria juridică a poporului român. În niciun caz nu putem să ne lăsăm conduși de această dezinformare și manipulare că el ar fi împotriva a ceva. Domnul avocat Pluscaru Adrian. E foarte importantă participarea și votarea demersului a peste 3 milioane de români. Consider că se impune ca familia, așa cum a fost ea în mentalitatea poporului român, să fie clar definită în Constituția României. Iată, când s-a adoptat Constituția României, nimeni nu s-a gândit că vor apărea problemele acestea atunci când s-a dat definiția actuală ca fiind uniunea liber consimțită între soți. Ori consider că a se prevedea că definiția juridică în textul fundamental al țării, căsătoria este uniunea liber consimțită dintre un bărbat și o femeie, protejează în cel mai înalt nivel poporul nostru și viitorul copiilor noștri. Și de aceea
toată lumea trebuie să participe și să voteze acest demers pentru considerentele expuse. Mulțumesc. Aș avea o singură chestiune vis-a-vis de ce a spus domnul consilier Liviu Bostan, că nu trebuie să fie o implicare foarte mare a noastră a tuturor, pentru că românii știu că e o problemă importantă și vin la vot. Chiar dacă 87% dintre români cunosc faptul că nu concep căsătoria altfel decât între un bărbat și o femeie, să știți că foarte puțini au cunoștință și despre adevărul cu privire la acest demers. Vă pot enumera câteva instituții publice din județul Vrancea, unde susținătorii acestui demers n-au curaj să deschidă gura despre acest demers, pentru că sunt imediat apostrofați cu manipulările care funcționează în presă. De aceea e un mare examen de maturitate pentru noi toți, fie că suntem simpli susținători, fie că suntem autoritate locală, fie că suntem, reprezentant al unui cult creștin, este un mare examen de maturitate să ne asigurăm că oamenii nu sunt manipulați, nu sunt dezinformați, așa încât atunci când o mămică îndrăznește într-o instituție publică, nu dau nume, din Focșani, să spună, ai văzut ce învață copiii la școală, să nu-i sară toate colegele în cap, asta este o dezinformare, asta este demersul nu știu cui, asta este, da, deci toate manipulările din presă. Oamenii sunt manipulați atunci când nu sunt informați și noi știm că un popor neinformat este un popor sortit pieirii. Un aspect extraordinar de important și cu asta aș vrea să închei eu cel puțin, dacă mai are cineva de adăugat, există o manipulare foarte nedreaptă cu privire la acest demers și anume că el, privind căsătoria, deci definiția dintre un bărbat și o femeie, ar aduce un prejudiciu familiilor monoparentale. Da? Deci ar aduce un prejudiciu familiilor monoparentale. Este o dezinformare îngrozitor de nedreaptă. De ce? Pentru că acest demers de modificare, de fapt de copiere a definiției din Codul Civil a căsătoriei ca fiind între un bărbat și o femeie în Constituție, în sensul de a fi mai protejată juridic definiția din Constituție, este la articolul 48 care privește definiția căsătoriei, ori protejarea vieții familiale, deci oricărui tip de familie, oricărui raport de fapt de familie, mămica, da, care rămâne însărcinată dintr-o relație de iubire cu un bărbat fără să fie căsătoriți, acea mamă și copilul ei realizează o familie la fel de protejată constituțional, la fel cum este căsătoria, pentru că sunt articole diferite. Deci această dezinformare nedreaptă, că de fapt prin acest demers sau prin prezentarea la acest referendum, familiile monoparentale ar fi într-un fel prejudiciate, este o dezinformare pe care noi, ca cetățeni, care într-adevăr ne dorim ca acest referendum să treacă, pentru că ne dorim ca ai noștri copii să nu mai învețe aceste lucruri sau nepoții noștri măcar dacă nu copiii au apucat să învețe, noi trebuie și avem datoria să spunem, nu e adevărat, poți merge liniștit la vot chiar dacă ești un tată cu un copil sau o mamă cu un copil, pentru că acest demers se referă la alt articol din Constituție și nu la articolul care te protejează pe tine. Da? Deci acest lucru este foarte important să-l subliniem în numele adevărului juridic, nu pentru altceva. Dacă mai dorește cineva să spună. Doresc să adaug. Deci este vorba de articolul 26 din Constituție care apără viața intimă, familială și privată. Demersul nostru nu vizează acest articol, ci vizează articolul 48 din Constituție și o altă dezinformare care se face, se spune pe toate posturile de știri că demersul este pentru redefinirea familiei. Nu e pentru redefinirea familiei, noțiunea este foarte clară. Demersul urmărește prinderea definiției exacte în Constituție, așa cum este în Codul Civil, a căsătoriei dintre un bărbat și o femeie. Deci nici de cum să se redefinească familia, tocmai această dezinformare este făcută tocmai în sensul celor arătate și consider că este important totuși ca toată lumea să conștientizeze necesitatea prezenței la vot. Nu putem să considerăm că lumea știe a priori că trebuie să se prezinte și pe urmă să ne trezim cu, știu, cu un alt rezultat, pentru că e posibil ca un al doilea demers să nu se mai poată ajunge în acest stadiu atât de înaintat.
domnul Ușor, eu vorbesc cu mine ca și primar, încât să pot interpreta foarte ușor orice demers făcut, a să confundă să iasă lumea la vot pentru nu știu ce susținere a primarului în funcție sau organizației politice din care face parte. De-aia lucrurile trebuie făcute cu foarte multă delicatețe, dar în același timp nu trebuie abandonată ideea sau să lăsăm lucrurile la întâmplare. Și aș vrea mai multe detalii despre modul cum se va desfășura. Eu personal știu puțin. Urmează să fie probabil HG-ul. Astăzi s-a pronunțat Curtea Constituțională, s-a avizat ceea ce a adoptat Parlamentul pe 11 septembrie, deci astăzi, acum 2 ore, urmează probabil HG-ul de organizare. Sub efectul legii, data referendumului nu poate fi alta decât ultima duminică din primele 30 de zile de la data aprobării în Parlament. Data aprobării în Parlament a fost 11 septembrie și atunci ultima duminică este cea anunțată deja, 7 octombrie. Vorbim de o dată care este peste 2 săptămâni. Deci, sub acest aspect, într-adevăr, dacă nu facem acest efort de a aduce la cunoștință, iar aceasta este și o obligație a autorităților locale, pentru că, într-adevăr, exact așa sună textul de lege, au obligația de a aduce la cunoștință de îndată, așa spune textul de lege, oamenilor, de a le pune la dispoziție informații, și este și un drept al cetățeanului pentru a fi corect informat în vederea unui exercițiu firesc al votului potrivit conștiinței lui, nu într-un sens sau altul. Parte. Și atunci dacă vor urma o bândă rece, băi, eu o bândesc pe ala, băi, și așa. Pentru că numărul persoanelor interesate sau informate în 2 săptămâni, nu știu, prin mass media sau prin cliente, cât se poate face. De asta avem și obligația să o facem noi din dată. Pentru că eu dau exemplu meu la drum, mi-a spus undeva la 5500. Minim. Nu un număr mic. Nu e un număr mic, pentru că eu sunt conștient la alegerile locale unde îl vizează în mod direct. Cred că cetățeanul că îl vizează în mod direct. Aici cred că îl vizează mai direct ca orice, mai aproape decât familia lui, nu cred că e primarul. Dar așa s-au obișnuit cetățenii, ca la alegerile locale să prezinte cel mai mare interes. Un referendum e mai puțin important, ori cu mine, ori fără mine. În mod indirect, cam așa gândește, vă pot spune că la ajut se prezintă undeva la 7.000 de voturi, 7.000 de alegători maxim. A fost numărul maxim de alegători, 7.000. 5.500 e număr destul de mare. Deci, cum e pentru mine mare la ajut, sunt sigur că pentru toată România e destul de mare să strângem 6 milioane. Dar nu e imposibil, sunt sigur că îl vom realiza. Da. 5.500 minim la ajut, 2.800 minim la Panciu, da? 24.000 minim, da? Deci vorbim de minimul de 30% la Focșani și tot așa. E un mare exercițiu de maturitate. Jumătate din alegători sunt plecați din țară. Dacă, eu știu, era referendumul în august, poate era mai ușor. Jumătate din, dacă noi suntem 14.000 de alegători în ajut, sigur, cred că pe 5.000 sunt plecați din ajut, de data de 7 octombrie. Bun, dacă nu mai are nimeni de adăugat nimic, noi ne exprimăm. Vă rog, da. Și cred că ar trebui, ca în momentul de față, atât, deci toate partidele politice, cred că ar trebui să ne unim forțele, să facem front comun, și să facem front comun și să putem valida acest referendum, adică prin discuții cu cetățenii, pentru că noi suntem aici și PSD și colegii la PNL și cred că trebuie să fim alături unii de alții
și să nu stăm să ne reclamăm în timpul referendumului că noi am chemat mai mulți, ceilalți au chemat mai puțin. Eu zic că trebuie să facem front comun, iar în momentul de față, pentru că într-adevăr România are nevoie de așa ceva, cum spunea și dumneavoastră, și mă bucur că ați organizat întâlnirea asta de aici și de asta am și venit, am lăsat alte probleme în oraș și am venit aici așa ca să fiu prezent, cred că trebuie să facem front comun și să fim uniți. Adică indiferent de culoarul politic. Acum avem un singur țel, împreună cu toții. Asta dacă sunteți dumneavoastră în asentimentul celor care suntem aici, acum cu toți. Și bănuiesc că sunteți, deoarece că sunteți prezenți aici dumneavoastră. Nu? Mulțumesc, da. Fiecare dintre noi cred că avem gânduri curate în acest demers. Dar eu aș vrea să atrag atenția cu riscul de a nu fi în asentimentul tuturor. Dacă facem aceste eforturi responsabili politici, oameni cu funcții, după modelul campaniilor electorale, s-ar putea să compromite parte din demersul nostru. Pentru că trebuie să recunoaștem, o mare parte a concetățenilor noștri au o repulsie, nu neapărat față de un partid politic, mergând și mai departe, față de, în general, clasa politică. Din păcate, așa stau lucrurile. Nu-mi place nici mie să recunosc. Iar tot ce va semna cu o campanie politică va produce demobilizare. Părerea mea că cei care sunt foarte implicați politici trebuie să folosească în orice acțiune un ton foarte rezervat și neutru, că altfel facem mai mult rău aceste campanii decât bine, chiar dacă binele ne-l dorim cu toții. Din păcate, chiar dacă toată lumea nu-și dorește decât să respecte legea, iar acest demers este prima inițiativă civică care a trecut vreodată, în sensul că a suportat toate rigorile juridice ale unei legi făcute, aproape să nu treacă o inițiativă cetățenească, da? Ei, deși toată lumea își dorește să respecte legea, să știți că exact genul acesta de mesaj în care haideți să nu ne implicăm mai mult decât trebuie, exact acest gen de mesaj susține boicotul adversarilor acestui referendum. Pentru că a nu vorbi despre un demers civic ce privește apărarea copiilor noștri înseamnă a le boicota viitorul. Acest demers va avea un succes în măsura în care noi, exact cum a spus domnul primar de la Panciu, exact cum a zis domnul viceprimar de la Ajut, măsura în care noi toți lăsăm la o parte opțiunile politice și realizăm că acest demers este despre copiii noștri, despre faptul că eu nu mai vreau ca în Focșani vreodată să fie chemat un ONG de 26.000 de părinți la CNCD pentru că a îndrăznit să ceară acordul să fie și ei înștiințați când copiii lor învață următoarele lucruri și vă citez, domnule consilier, da? Citez din ce au fost învățați copiii din Vrancea, iar părinții lor sunt chemați la CNCD pentru că au îndrăznit să invoce că nu există acordul lor. Copii, cred că este extraordinar de recompensator să facem exercițiu, să gândim dincolo de binaritatea masculin-feminin. Pentru că fiecare avem în noi, fie că e 0,1%, fie că e 70-80%, din genul celălalt. Și la fel de bine și la fel de valabil sunt acele identități care se numesc non-binare. Da? Deci vorbim de oameni, de copii vorbim aici, nu de elemente matematice. Da? Deci voi copii, care nu aparțin nici genului masculin, nici genului feminin, deci eu am dat naștere unui copil care nu aparține nici genului masculin, nici genului feminin, da? De ce? Cum e posibil acest lucru? În măsura în care noi nu realizăm că asemenea evenimente au loc sub ochii noștri, pentru că noi nu ne apărăm copiii, în acea măsură acest demers va eșua. Și nu doar copiii noștri, ci și nepoții noștri vor învăța astfel de lucruri. De aceea eu vă rog ca, așa cum până acum s-a respectat legea și nu putem porni de la prezumția că legea nu se respectă, pornim de la prezumția că toată lumea respectă legea și numai în măsura în care se face dovada că n-ai respectat-o, atunci suporți rigorile legii. Dar nu putem porni de la prezumția în acest demers că noi nu respectăm legea. Curtea Constituțională a avizat juridic acest demers pe data de 20 iulie 2016. Deci el este un demers juridic, legal, corect, avizat din punct de vedere constituțional. Autoritățile locale au obligația să informeze de îndată, nu rezervat.
de îndată, spune textul de lege. Așa încât, în măsura în care noi ne vom respecta aceste obligații, în acea măsură oamenii vor afla și vor veni să voteze în cunoștință de cauză la vot. În măsura în care, dimpotrivă, însă, vom aprecia că e mai important, cum ați spus și dumneavoastră, din nefericire, să ne vânăm unii pe alții, atunci vai de capul copiilor noștri și să nu ne mirăm dacă în două generații nu vom mai exista ca popor. Dacă nu mai are cineva ceva de adăugat, eu vă mulțumesc din toată inima mea de mamă, în primul rând, și apoi de organizator al acestui demers și sunt absolut convinsă că împreună cu Comitetul Județean, care, repet, e compus din 40 de membri, purtător de cuvânt e doamna Mioara Flenchea, președintele Comitetului Județean Vrancea e domnul dr. Laurențiu Taban, sunt convinsă că împreună cu Comitetul Județean acest referendum în Vrancea va fi legal și va fi și de succes.